Men det var en stor tid av mycket liksom ovisshet. Man var orolig, visste inte riktigt vad som skulle hända. Jag tycker om att planera, det gick inte att planera någonting. Jag kom upp till Stockholm, har otroligt mycket vänner här. Jag har inte kunnat träffa alla. Så det var ju en väldigt märklig tid på många sätt. Și îmi amintesc că singurele dăți când puteam să-mi văd prietenii sau să mai ies sau mai ieșeam, era când mergeam spre Lidl la cumpărături. Mă duceam la cumpărături, mă opream la ei la bloc să-i văd, să mai stăm la o vorbă așa și mă întorceam la cămin. Ovviamente, dopo un'iniziale comprensione della situazione, abbiamo deciso di limitare le visite, soprattutto alla nonna, perché era il soggetto più debole. Lovisa sa absolut nej, jag fick inte passa honom. Så hon sa, även om han inte smittar så vistas ju han bland en massa folk på förskolan. Så det blev ju det tråkiga i det här att man fick träffa sina barn och barnbarn. Tilia vive a Salisburgo e mi sento ogni sera, ogni volta che ho qualche problema penso, stasera lo dico mia figlia, cioè mia figlia è presente, è molto presente. Perché zi di zi l'un contatto qui, văzând panica din ochii lor, văzând frica din ochii, te încărcau și pe tine l'om. Dar cerca să-i încurajez, am empatizat cu ei. Det var ganska vanligt förekommande att det var folk som snäste åt kunder som blev upprörda på att folk inte höll tillräckligt mycket avstånd och eller så där. Specialmente è stato più che complicato, diciamo, incuteva un po' di paura perché si sentiva giornalmente di medici contagiati, di medici che morivano. Am făcut un concert la Institutul Funden din București, care este cel mai mare spital din țară, și ecourile au fost extraordinare. Adică, pe de o parte pentru pacienți și pentru cei aflați în suferință, așa după cum vă spuneam anterior, și pe de cealaltă parte pentru medici, pentru că să nu uităm, în această perioadă a pandemiei, ei au fost eroii noștri. De här restriktionerna som var, gav till följd att som partner kanske man redan är inte lika förstående som den som bär på barnet när det kommer till allt egentligen, hur det är fysiskt, mentalt, vad som händer och vad som i magen och utveckling och de bitarna. Och det växer ytterligare när man inte får vara med på ultraljud och på hos barnmorskan. Noi am încercat de când sunt ei mici să aibă și alte activități în afară de școală. Și am încercat pe cât posibil ca timpul de a sta pe calculator să fie unul echilibrat. Însă pandemia practic a distrus toate regulile noastre. Alltså först var det väl lite chockartat, själva tanken att man ska liksom undervisa så små barn hemifrån. Jag tror att vi på lågstadiet fick nog lite panik faktiskt. Poiché essendoci ritrovati totalmente a casa e senza classici materiali della scultura, abbiamo veramente dovuto reinventarci totalmente la materia, senza allontanarci troppo dai programmi ministeriali, chiaramente. Cred că cea mai profundă lecție e tocmai asta, că ceea ce ne definește e apartenența la o unică lume până una alta. Cu toții suntem în această poveste, cu toții putem să fim afectați și ca să trecem ar trebui să muncim cu toți. Adică e nevoie de solidaritate. Perché messi di fronte a questa tragedia, le persone cominceranno a cercare di capire veramente quali sono i veri valori della vita.
Quindi il potere della cooperazione e della solidarietà è qualcosa che sicuramente insomma, mi porto dentro, no? Come valore. E anche la possibilità quindi di affidarsi a una reale e concreta comunità che ci circonda.